În conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 164 din 22.07.2020, primii plasă participăm la lucrări în ședințe ordinare a Consiliului Local Comunal, care este datată de 29.07.2022, orele 13 în sală de ședințe. Supunem la vot ședința anterioară. Cine este pentru? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Ordinea de zi este următoarea. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrare, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza administrativ teritorială a Comunei Sângeni, inițiator primarul comunei. Discuție? Supunem la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Sângeni pentru ședința adunării generale a acționarilor SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 5.08.2022, ora 15, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind deconectarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Sângeni, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 3. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 4. Cine va fi? Deci, cum faceți propunerea? Doamna Daniela. Acum aveți. Da. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a serviciului de utilizare publică de dispoziție a gazelor naturale în UAT Sărbăreni, Județul Bacău. Inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 5. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz de serviciu cu titlul gratuit de către concesionarul serviciu public de distribuție a gazelor naturale asupra terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului de dezvoltare rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrarea activităților de transport, distribuție și confort final în Comuna Sângeni, Județul Bacău, pe toată durata concesiunii, precum și a terenului necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? 100%. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu la cofinanțarea realizării rețelei de electrice de interes public în vederea reacordării utilizatorilor individuale în zona Bun-Ionuț, inițiator primarul comune. Supunem la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiunea serviciului de gestionare câinilor fără stăpâni. Inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru 2022, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice, actualizarea divizului pentru obiectivul de investiții, modernizare drumul de interes local în Comuna Sângeni, Județul Bacău, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 10. Cine este pentru? Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea divizului general pentru lucrările de executare a categoriilor de lucrări
și categorii de cheltuieli pentru obiectivul de investiții modernizate de drumul de interes local în Comuna Săbrânean, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? 100%. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru lucrările de executate categorii de lucrări și categorii de lucrări pentru obiectivul de investiții modernizare drumului de interes local în Comuna Săbrânean, județul Bacău. Inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 12. Cine este pentru? Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriei de cheltuieli ce se finanțează de la bugetul local pentru obiectivul de investiții, modernizare drumului de interes local, Comuna Săndrei, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Supunem la vot punctul numărul 13. Cine este pentru? Punctul numărul 14. Retirese. Ia cuvântul cineva? Ședința se încheie, vă mulțumim.